Acuzații grave venite din partea unui fost premier al României, trădare la cel mai înalt nivel sau incompetență crasă. Complexul energetic Hunedoara primește peste 60 de milioane de lei anul acesta pentru închiderea minelor Lonea și Lupeni, mine care ar fi putut fi conservate și nu închise definitiv, mai ales că România se transformă în importator de energie. Fostul premier social-democrat Mihai Tudose acuză că existau bani pentru retehnologizarea complexului energetic din Hunedoara. Mai mult, acesta vorbește chiar de existența unui plan ignorat și nepus în aplicare. Am pus la cale un plan de retehnologizare și reformă a complexului energetic Hunedoara, care consta în băgarea în conservare a două mine, retehnologizarea completă a altor două. La termocentrala Paroșeni ar mai fi trebuit montat un grup energetic, iar la termocentrala Mintia realizată instalația de desulfurare pentru îndeplinirea condițiilor de mediu. Tot planul costa 200 de milioane de euro, întinși pe vreo 2 ani jumate. Atenție, nu se vorbea de închidere de mină, se vorbea doar de conservare. 200 de milioane în 2 ani, închipuiți-vă că este exact suma pe care o iau partidele parlamentare ca alocație bugetară de la stat, ca să ne spună pe toți stâlpii cât de patrioși sunt ei. Fostul premier spune că există anumite interese legate de închiderea minelor. Aminte au, unul la mână, este clar că habar nu au despre ce vorbesc. Doi, poate cineva are un interes, poate, eu nu zic. Da, uitați-vă că de când tot ceea ce se produce astăzi în Valea Jiului înseamnă 2400 de tone de cărbune pe zi și noi importăm sute de mii de megawați, de kilowați pe zi, pe lună, în plus. De unde din Ungaria, vecină și prietenă? Minele din Valea Jiului nu dau cărbune suficient pentru funcționarea celor două termocentrale, dar două dintre ele vor fi închise. Nu închide ca să o țină, să o facă centrală de bloc, vor are de cărbune din import cu conținut scăzut de sulf ca să nu facă investiția de mediu pe desulfurare, după care nu va ține. În final se va închide. Este o prostie și o incompetență crasă, o trădare la cel mai înalt nivel. Tudose nu este străin de subiect. În urmă cu circa 2 ani a fost la complexul energetic Hunedoara. Recunoașterea mineritului și a energiei produse pe cărbune ca element de siguranță națională și ajungând pentru la intrarea minelor și complexul energetic Hunedoara, dar este valabil și pentru complexul Oltenia, a retehnologizării și a aducerii exploatării zone de competitivitate. Fostul prim-ministru din partea PSD este de părere că înainte de a fi patrioți prin Europa, socialdemocrații ar trebui să fie patrioți prin România. Conform lui Tudose, acum membru pro-România, soarta cehă ar putea o avea și complexul energetic Oltenia. Zeci de copii de școală generală și-au luat amprentele sau s-au urcat în mașinile polițiștilor de la rutieră, totul în cadrul unui proiect desfășurat de Poliția Română în parteneriat cu o firmă ce produce sucuri pentru cei mici. La standul nostru, după cum vedeți că se scrie deja aici, doar atât, da? Am și diplome de superpolițiști au primit cei mai mici dintre elevii școlii generale numărul 6 din Petroșani. La vârsta aceasta sunt foarte receptivi, cu atât mai mult cu cât noi le dăm diplome de superpolițiști în urma activităților și informațiilor asimilate. Învață reguli primare, cum să circule culorile semaforului, cum să circule pe zebră și mai ales cum să se comporte ca și pasageri în autoturism. După cum vedeți, este și o bancă pe jos, cea care se fac măsurătorile. Aici avem diamant ca să tăiem stic. Acolo este trusa criminalistică. După ce vor fi... Diplomă de super polițist. Cine mi-a dat-o? Nu mai știu. Doamna polițist. Ce ai făcut dacă vă bateți? Am ascultat. Ce a zis? Da, am ascultat tot ce a zis. Și tu respecti regulile de circulație când mergi în oraș? Normal că da. Mașinile polițiștilor de la rutieră au reprezentat principalul punct de atracție. Cei din clasele mici, dar și cei mai mari, au stat la rând pentru a urca în autospeciale. Unii dintre ei ar putea deveni viitori polițiști. Tot polițiști. Păi îmi place să merg cu mașinile și să prind poți. Cei mai mari dintre elevi au putut afla cum se manifestă consumul de alcool sau substanțe interzise. Ochelarii speciali din dotarea polițiștilor i-a ajutat să vadă care sunt senzațiile în astfel de cazuri.
Asta este ideea. Percepția distanțelor este afectată profund. Distanțele vor părea mai îndepărtate decât sunt în realitate. Imaginea se va dubla sau chiar se va tripla. Nu veți mai putea vedea un singur obiect, ci mai multe. Se vedea ca și cum ai fi amețit și nu puteai să distingi foarte bine drumul. Îl vedeai puțin în ceață. Ar trebui ca toate să fie făcute la vârsta lor. Copiii știu în general regulile. Lucrurile de bază le cam știu, dar în foarte multe situații, din cauza că vor mereu să se joace, să alerge, nu respectă regulile acestea de circulație. Îi văd de foarte multe ori alergând pe lângă trecerea de pietoni sau jucând atinselea pe stradă. E un nou prilej să le reamintească atât poliția română cât și noi, să le reamintim regulile de circulație, pericolele la care se expun atunci când le respectă. Prin proiectul ajuns la a patra ediție, elevii învață principalele reguli de circulație, dar și de comportament atunci când rămân singuri acasă sau merg la cumpărături. 50 de hectare de teren acoperit cu vegetație uscată au ars în județul Hunedoara. Pompierii din județul Hunedoara au avut o misiune grea pentru că extinderea focului amenința mai multe case, dar și fondul forestier al composesoratului Piatra Coziei. Trei echipaje de pompieri din municipiul Deva au acționat pentru reducerea pagubelor. Vântul a contribuit la extinderea rapidă, dar și necontrolabilă a flăcărilor. Fumul produs de arderea vegetației era vizibil chiar din municipiul reședinței de județ. Nici de această dată nu este cunoscut numele celor care au dat foc vegetației pentru a curăța terenul. Legislația în acest sens este greoaie și de cele mai multe ori vinovații nu pot fi pedepsiți. Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara, în colaborare cu Agenția Națională a Zonei Montane și Instituția Prefectului, a organizat la Deva o conferință cu tema Zona Montană a României, prezent și perspective. Scopul întâlnirii a fost de a prezenta noutățile aduse de Legea Muntelui, stadiul actual al programului de investiții în zona montană și de a prezenta agenția împreună cu structurile sale teritoriale. De asemenea, a fost anunțată și înființarea în județul Hunedoara a primului centru regional al acestei agenții. Da, este vorba despre Legea Muntelui și în special pentru toți locuitorii din zona montană, iar dacă vorbim de județul Hunedoara, avem întreg teritoriul județului aplicat pe zona montană. Nu vine doar cu politici în zona montană, dar vine și cu programe de investiții în mai multe domenii, și anume, de exemplu, centre de colectare lână, centre de colectare fructe de pădure, centre de colectare lapte, domenii care sunt deficitare în spațiul montan și care se aplică foarte bine în acest areal. Va fi dezvoltată și o rețea a Agenției Zone Montane în județul Hunedoara, va fi un centru regional care mai aduce pe lângă el și județele Mehedinț, Gorj și Timiș. Deci iată că la județul Hunedoara va fi un punct pilot de demarare a politicilor agricole în spațiul montan. Pun speranțe mari în proiectele pe zona montană. Mai mult decât atât, vreau să ridicăm problema următorului exercițiu bugetar al Uniunii Europene, în care zona montană să fie bine definită și bine încadrată, în așa fel încât fermierii să aibă acces și să fie încurajați să acceseze cât mai mulți bani în zona montană. La eveniment a participat și consilierul personal al Ministrului Agriculturii pe probleme montane. A venit în județul Hunedoara, unul dintre județele cu, practic tot județul cu zona montană, și asta urmare a unui demers de lungă durată, și aici mă refer în special la Legea Muntelui, care ar trebui să o privim, să o înțelegem ca un soi de Constituție a Muntelui. Trebuie să amintesc faptul că în afară de România mai sunt două țări din Uniunea Europeană, Italia și Franța, care mai au o lege a muntelui. E un lucru foarte important pentru noi, pentru că să pune ordine, să clarifică o grămadă de lucruri, să face o mare dreptate. E foarte important ca locuitorii și comunitățile montane să înțeleagă că se trece la o etapă superioară, și aici mă refer la ceea ce va urma ca provocări în viitorul Plan Național Strategic din 2021, unde unul dintre criteriile de bază va fi performanța. Fermierii români vor beneficia de finanțări în valoare de 1 miliard de euro în următorii 10 ani din implementarea noilor politici din Planul Național Strategic din anul 2021.
Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență în valoare de aproximativ 550.000 de lei pentru 147 de familii și persoane singure cu probleme grave de sănătate, ori aflate în situații de necesitate din cauza unor incendii, ploi și alunecări de teren, anunță Ministerul Muncii. Astfel s-au alocat 104.400 de lei pentru 22 de familii și persoane singure din județele Alba, Bacău, Buzău, Dâmbovița, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea, Vrancea și municipiul București, ale căror locuințe, anexe gospodărești și bunuri de folosință îndelungată au fost afectate de incendii. 24.000 de lei pentru 5 familii și persoane singure din Argeș, Caraș, Severin, Neamț și Vâlcea, ale căror locuințe au fost afectate de ploi abundente și alunecări de teren. Și 421.800 de lei pentru 120 de familii și persoane singure din Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Buzău, Călăraș, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaș, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și municipiul București, care se confruntă cu situații deosebite ca urmare a unor probleme grave de sănătate ori din alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială. Ajutoarele de urgență se suportă din bugetul alocat Ministerului Muncii și Justiției Sociale și au la bază anchetele sociale ale agenților pentru plăți și Inspecție Socială Teritoriale. În România sunt peste 70.000 de bolnavi cu Parkinson, dar există un număr mult mai mare de pacienți care suferă de această afecțiune, dar care încă nu au fost diagnosticați. Astăzi a fost marcată Ziua Internațională a Bolii Parkinson, boală ce survine în urma distrugerii lente și progresive a neuronilor, întrucât zona afectată joacă un rol important în controlul mișcărilor. Pacienții prezintă gesturi rigide, sacadate și incontrolabile. La DEVA a avut loc o conferință pe această temă, în special pentru conștientizarea populației asupra faptului că acești oameni nu trebuie marginalizați. Este important să conștientizăm faptul că există bolnavi cronici, există bolnavi care nu au nicio vină, că au această boală. Este o boală cronică datorită distrugerii sistemului nervos central a neuronilor prin inexistența unui neurotransmițător, dopamina, iar încă nu se cunoaște cauza. Este o boală multifactorială, iar tratamentul nu poate decât să amelioreze semnele și simptomele. La acest eveniment au participat și bolnavi de Parkinson, între care și președintele la nivel național al Asociației de luptă împotriva bolii Parkinson, care a prezentat și perspectivele bolnavilor din România. Dan Răican este unic la nivel național, deoarece după 30 de ani de când a avut permis de conducere din cauza bolii, a ales să-l predea poliției, conștient fiind că nu mai poate să șofeze. Am înființat alte asociații, cum a fi cea din Brașov, cea din Târgu Mureș, cea din București, pentru ca să fie mai aproape bolnavii unii de ceilalți, să-și spună păsurile, să concreze și să găsească o rezolvare împreună. Din păcate, mai puține fonduri, există tratamente, dar sunt unele medicamente care nu se mai găsesc, se aduc de dincolo. În finalul conferinței de astăzi, la inițiativa președintelui Asociației de luptă împotriva bolii Parkinson, cetatea Deva a fost colorată în roșu cu ajutorul unor fumigene. Ministerul Justiției anunță reluarea procedurii de selecție a procurorilor pentru formularea propunerii de numire în funcția de procuror general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Candidații se pot înscrie până în 25 aprilie inclusiv, iar cei selectați vor participa la un interviu cu Ministrul Justiției în perioada 6-7 mai, rezultatele urmând a fi comunicate în 8 mai. Lista persoanelor care îndeplinesc condițiile legale de participare la selecție și programarea interviului se vor afișa pe pagina de internet a Ministerului Justiției în 2 mai. Ministerul Justiției a precizat că niciunul dintre cei 4 candidați pentru funcția de procuror general nu a îndeplinit cerințele necesare, astfel că procedura de selecție a fost reluată. 4 candidați și-au depus dosarele pentru a ocupa postul de procuror general, iar în urma evaluării s-a stabilit că aceștia întrunesc condițiile de legalitate pentru a participa la selecție. Este vorba despre Augustin Lazăr, Marian Drilea, Gabriela Scutea și Daniel Horodnicianu, iar interviurile au avut loc miercuri. Mandatul lui Augustin Lazăr, actualul procuror general, expiră luna aceasta.
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Republica Serbia, unde sunt anunțate demonstrații publice de amploare. Astfel, la Novi Sad sunt programate astfel de acțiuni pentru astăzi și mâine, iar la Belgrad sâmbătă. Deși asemenea demonstrații frecvente în ultima perioadă au avut în general un caracter pașnic, se remarcă o creștere a riscului înregistrării unor evenimente violente. Se recomandă evitarea zonelor centrale ale celor două orașe în zilele menționate, evitarea zonelor aglomerate în general, precum și a contactelor cu protestatarii. Totodată, circulația în capitala Belgrad va fi restricționată în perioada 12-14 aprilie, având în vedere desfășurarea maratonului Belgrad. Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet belgrad.mae.ro, varset.mae.ro sau mae.ro și reamintește că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația Călătorește în siguranță, precum și serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare. Un SMS îți poate salva viața.